avem invitați pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu pe domnul Ilie Romeu, antrenorul echipei HM Buzău, și pe domnul Miloș, președintele HM Buzău, delegat, cum îi place dânsului. Da, delegat. Că este, avem un telefon, bună seara, să-l țin direct. A închis. Să revine dacă a închis, nu i-a fi plăcut de vocea mea. Vorbeam, nu se mai face CSM-ul. Dumneavoastră ați fi fost clubul, până la urmă noi, handbalul buzoian, ar fi fost printre principalele beneficiare ale acestei noi structuri, așa cum s-ar fi vrut sau cum se voia. Dacă s-a voit la un moment dat, dar ținem bine minte că îmi spuneau reprezentanții autorităților, s-au dus, s-au interesat, adică dacă nu se voia, nu mai băteau drumul atâta. Dumneavoastră ce știți de CSM-ul ăsta? Eu știu că au demarat chiar din cam luna octombrie și îmi cereau și mie date, chiar oamenii care, consilierii care se ocupau de aceste probleme. Le-am dat date despre, chiar au vrut și să ia legătura cu niște echipe, au mers cu noi ca să vadă despre ce e vorba, le-am adus multe detalii. Nu cred că nu vreau, sunt convins că dânsii chiar și-au dorit să facă acest CSM. Bine, sper, adică noi eram și noi beneficiari, cum a spus dumneavoastră, acestui proiect, și unul dintre lucrurile care erau cel mai benefici, în primul rând scăpam de acea finanțare, sau ca să mai fiu mai direct, de acei bani care sportivile le primeau, nu mai erau nevoie să treacă pe la alte, deci erau, băgau cardul și își luau banii direct de la primărie, până la urmă asta era. Nu știu ce s-a găsit în neregulă, că am rămas și noi foarte surprinși când eram toți pregătiți să facem această schimbare, și când ne-a anunțat, vă dați seama că a fost un lucru care, sincer, ne-a părut rău. Da. Nu se știe încă dacă se va mai face, nu se va mai face, dar bănuiesc că principalul avantaj era, aveați un atut, domnule, știu că funcționez după un buget de X, mă încadrez în ăla. Scăpam de grijile financiare. Da. Acum dumneavoastră bănuiesc bugetul, că trebuie să întindeți pelteaua, vă drămuiți așa, ce facem după sau... Păi da, acum trebuie să, deci avem finanțarea sau sponsorizarea făcută de sponsori până în luna martie. După aceea vedem dacă mai autoritățile locale, aici aș putea spune Consiliul Local și Consiliul Județean, ne vor aproba finanțarea pentru 2017, câte luni ori mai rămâne, și să vedem ce buget vom putea face ca să vedem ce abordăm. Adică, vă dați seama, mai românește, ne vom întinde cât ne plapăma. Că noi acum, vă dați seama, și în această perioadă de transferuri puteam să aducem jucătoare de valoare, să încercăm să forțăm promovarea chiar la baraj, că sper să ajungem acolo. Deși, v-am spus, anul ăsta va fi foarte greu. Dar ținând cont că noi nu avem o bază financiară în care să putem să ne bazăm într-adevăr pe ea până în, cel puțin până în, la baraj, nu putem să luăm decizii așa, numai să sperăm că vom avea niște finanțări până în luna iunie cel puțin. Concret, păi, la asta mă referam, concret, cu fondurile de care dispuneți acum, cheltuielile le știți, că ați calculat, bănuiesc, și deplasările la litru de motorină. De motorină, da. Cam până în ce lună va ajung oani? Deci până luna martie noi suntem asigurați cu toți. Pentru că, uitați, am luat în calcul acum, următorul joc este la Iași și datorită condițiilor meteo care nu sunt chiar atât de favorabile și din mai multe considerente, aș putea spune, știți, și accidentul cu echipa de handbal din... cum să vă spun eu, o distanță destul de mare și nu riscăm. Chiar am fost la locul accidentului în seara în care s-a întâmplat, am rămas de-a dreptul îngrozit. Ba mai mult a trebuit să și relatez de acolo, ceea ce n-a fost foarte comod, dar exact, erau niște sportivi care pur și simplu se întorceau noaptea de la un meci, exact, până da, la urmă asta e. Și asta vreau să vă spun, noi nu riscăm cel puțin, deci măcar nimeni nu poate să ne acuze, măcar această cea mai lungă deplasare să o facem la o pensiune, la un preț un preț destul de mic. Un preț decent. Decent, haideți să spunem așa, e singura cazare pe un an de zile pe care nu o prognozăm. Bineînțeles, în afară de cea, în cazul în care vom merge la baraj, și atunci vedem locația,
Da, dacă ne permit fondurile. Dacă ne da. Ți-mi minte că numai departe de asta toamnă ați venit toată de la Constanța, la ce oră ați ajuns la Buzău? Până la 4 dimineața. La 4 dimineața, da, știu când chiar vorbeam la telefon. Da. Până la urmă nu este, adică nu se face sport cu venit după meci acasă la 4 dimineața sau cu întârziat la meci. Mai ales plecat în ziua jocului. Chiar vorbeam, ce se întâmplă, de exemplu, să zicem că este un meci la ora la Constanța, la cât a fost meciul la Constanța? La 5 sau 6 seara. Norocul dumneavoastră că v-a programat la 5 da. Și dacă vă programa, de exemplu, de la ora 12 ziua, cum a fost meciul cu Spartak, trebuia să plecați la 5 dimineața. Da. 5 dimineața, da. Și sunt premise, de multe ori sunt premise, e traficul, normal, e câte un accident, apare un accident da. Și n-aș ajunge la meci. Dacă fac o scurtă chestie, mă scuzați, vă rog. Singura dată am avut un meci tot cu această echipă Spartak, numai ghinioane am avut. Vă dau un exemplu. Anul trecut, jucam în sala Rapid, am plecat cu 4 ore mai devreme, a fost un accident chiar la intrare în București, pe acel pod renumit acolo, și nu am putut, deci vreau să vă spun că jucătoarele s-au echipat în mașină și când am ajuns, ăia, bineînțeles, echipa gazdă vroia să plece, că dacă nu vii în 10 minute, câștigau meciul. Vă dați seama în ce situație eram, să pierdeam și un meci în care nu se punea problema învingătoarei și vă dați seama ce ieșau. Uite, domnule, n-au putut să, nu și-au rezolvat nici această deplasare foarte ușoară sau... Deci sunt niște lucruri foarte complicate, dar dacă noi ne-am duce cum e normal, la fiecare deplasare, să te duci cu o zi înainte, să, vă dați seama că banii pe care îi avem, 50% acolo i-am dat. Adică s-ar duce foarte repede banii. Ne întreba cineva că vorbeam de obiective și e titrat, ne întreba cineva și citez în contextul sărăciei din sportul românesc, nu numai buzoian. Se mai poate vorbi de obiective? Adică, și chiar e, până la urmă, are dreptate cine ne întreabă. Dumneavoastră, noi, buzoienii, HB Buzău, este favorită, este echipă favorită pentru locul 3, ceea ce asigură un baraj de promovare. Le mai arde, să zicem, sportivelor să tragă tare în contextul în care ele țin minte ce s-a întâmplat anul trecut, când, iată, după 3 treia oară a fost cu noroc. Da, da. De ce să mai trag, să mă mai ajung pe la spital? Noi am șansa să avem jucătoare care chiar fac din plăcere, majoritatea fac din plăcere handbalul și asta a fost șansa noastră, că s-au mulțumit și cu perioade când efectiv n-au fost plătite. Așa s-a întâmplat câteva luni anul trecut și cu reduceri de salarii în funcție de cum au venit banii și vă dați seama câte jucătoare din lumea handbalului ar fi lăsat de la ele și ar fi făcut doar din plăcere. La junioare mai faci din plăcere, dar la senioare când ai și familia acasă e greu să te mulțumești cu puțin, cu foarte puțin cât am avut noi în toamna trecută. Da, știu cazuri în care sportivi buzoieni s-au lăsat pur și simplu și au mers la muncă în străinătate, unde paradoxal se câștigă o muncă, presupun că destul de, sau necalificată. Suntem pe locul 3, Piteștiul este sub noi, i-am bătut acasă, practic, vorbeam înainte, e consolidat așa locul 3, nu e asigurat. Nu e asigurat, e consolidat, cum a spus și dumneavoastră. Dar pe moment stăm bine, i-am creat o diferență cât de cât confortabilă. 8 puncte parcă sunt. Da, dar e au un joc mai puțin, cu o restanță cu Constanța, dar ținând cont că în retur vom juca acasă cu ei, zic eu că avem o șansă mare să păstrăm diferența între noi și ele, să avem un final incendiar. Pe de altă parte am aflat programul și vin două deplasări grele, pentru că sunt deplasări, în plus Buzăul joacă în deplasare atât la Dinamo cât și la Rapid, echipe care oricum se zice că se distanțează valoric de restul, de plutonul diviziei. Da, ținând cont de valoarea loturilor, e un decalaj mare între cele două și... Cât au investit. Și să nu uitați, să fim sănătoși la anul, prin timpul ăsta, o să vedeți că o altă echipă apare în București, se numește Steaua București, ceea ce, deci Dinamo nu au avut... Se lucrează de vreo 2-3 ani la ea și deja au jucătoarele aduse acolo, care joacă într-un campionat municipal la București. Și sunt să se rodeze pentru la anul când se vor înscrie
Bine, Dinamo am văzut, se prezintă bine. Foarte se prezintă bine, bine dar să vă dau două, trei exemple de salarii, nu le nominalizăm, că nu și e așa. Și au și jucătoare 2500, foarte, au jucătoare 2500, super cunoscute, Dinamo. 2.500 de euro în Liga a doua. Noi avem 2.500 de euro la toată echipa pe o lună. Păi și avem, când avem 7 milioane, spăla, sport de, da, de, cum îi spune, sport de efort. Indemnizație de efort. Ce da. Și câte o primă. Revenind la ce spuneați dumneavoastră, dacă mai le aminte să tragă pentru promovare, noi luăm meci cu meci. Deci, la următorul meci, nu vrem să pierdem nici jucătoare, nici noi. Și deci, așa ajungem acolo, pentru că, într-adevăr, nu, niciodată nu ne-am pus problema, ai domnule, hai să ne ducem, nu să pierdem, dar să o lăsăm mai moale. Deci, bucuria victoriei, vă dați seama, chiar dacă, uitați, a fost un meci foarte, foarte strâns, încins la CSM, la Știința București, chiar ne-am desprins foarte bine la 8 goluri, după aceea au venit ele, ne-au condus au un gol. Au practicat și un joc excesiv de dur, de dur, deci da. Mult peste limitele regulamentului. Deci, pur și simplu, da, acolo ne-a... Dar vreau să vă spun că asta este... Deci fiecare, ne dorim să câștigăm fiecare joc. Dacă ajungem de nou acolo, ne vom încerca să facem tot ce e posibil. Dar v-am spus, anul acesta va fi foarte, foarte greu. Despre asta vreau să spuneți, cam ce echipe anticipați așa, cu ce echipe anticipați să vă bateți la baraj. Pentru că se știe, se cunoaște clasamentul, se cunoaște ce poate fiecare echipă. Presupun că v-ați gândit chiar de la începerea campionatului, cam le știați așa. Da, da, da. Pe din seria cealaltă ne vom bate cu Slatina sau Minaur Baia Mare. Deci două echipe care au loturi foarte bune și finanțări pe măsură. Și tradiție în spate. Tradiție în spate, dar uitați acum, Slatina a transferat comparativ cu noi, așa s-a considerat, două jucători de la Zalău. Acum, în perioada aceasta de transferări la începutul anului, au luat două jucători de la Zalău care au cum pivotul lotului național de tineret. Au de la noi Carmen Veșcă, care a jucat la noi și a fost la Cindărie, joacă la ei. Și au și ei jucătoarele lor bune, care au fost la junioare, la Slatina fiind recunoscută ca un centru valoros, da, cu Cristina Zanfir, cu toate jucătoarele astea valoroase care le-au dat an de an, cu Marin, Luciana și produc an de an. Și au și ei junioarele lor care au cochetat cu loturile naționale de junioare, de tineret, care au rămas local, pe plan local și au crescut. Au reușit să le țină. Da. Deși nici Slatina nu e... E cu sportiv municipal. E cu sportiv, dar nu e cine știe ce oraș. Așa este. Nu, dar doresc avut, promovarea. Au siguranța financiară și... Au dus-o pe Bora, antrenoare, care au trat la lider. Să vedeți la acolo, de la masior, la președinte, la... Când, nu, adică nu, un staff tehnic adevărat. Da, mă duc și vorbim, nu, că domnul directorul cu imagine, chestii, și vă dați seama că... Adică e un club care umple două microbuze cu tot cu staff. Da, da. Și domnul Ilie nu v-a mai spus. De la noi, probabil că va merge Dinamo, după cum arată clasamentul, și... încă două din ligă. După cum stau lucrurile acum, sunt Slobozia și cu Galați. Slobozia o cunoștință, o vedem mereu pe la baraje, dar ne privim așa cam cu cu invidie. O vedem la baraj mereu în condițiile în care au un buget de 20 de miliarde. Da, da, da. Păi știu că Slobozia, deci chiar mă gândeam, într-un oraș ca Slobozia, da, baraj, da, adică... se găsesc atâtea resurse. Da, sunt, da. Nu, dar n-au știut să-l valorifice. Au un lot foarte, spuneați că au un lot foarte mare, foarte stufos, dar să zicem... L-au avut, acum s-au confruntat și ei cu niște accidentări acum, dar oricum au avut de unde alege, adică au avut de unde pune în loc, dacă fiind lotul numeros... Mai era, chiar mai era un oraș de ăsta mic cu echipe și bune și la handbal și la... Cisnădie, Romanul. Cisnădie are 11.000 de locuitori. 11.000 de locuitori și se găsește. Și au buget de, Liga Națională au buget de 20 de miliarde. Da, cam cu invidia așa trebuie să privim un oraș ca Buzău. Nu cu ură. Nu cu ură, nu cu ură, dar cu invidie. Cum este, ăștia pot, da, și noi nu. Asta este, ce este. În contextul ăsta în care, eu știu, v-ați gândit la baraj planurile, țintarul e cam făcut. Acum depinde cu cine pic. Puteți să vă faceți o strategie, să zicem, pentru sezonul 2017-2018? Sigur, în funcție de finanțarea pe care o să o primim, putem face. Deci, niciodată nu poți spune că ai înaintea sau în spatele că sau... Deci, nu ai cum. Deci, întâi vezi cât, ce finanțare ai și după aceea, pe acea finanțare, poți... Sezonul viitor ar fi un
anavantajos așa, pentru că desfințându-se cele două echipe în Liga Națională, nu retrogradează nimeni. Scăzi bine să echipe de valoare în Liga a doua. Și atunci ar rămâne doar Dinamo dacă nu reușesc să intre la baraj, dar după cum au lotul, cred că vor face o surpriză acolo. Da, tot mă uit la sala aia și mă gândesc că ar geme așa de bine. Și acum ar geme de spectatori dacă ar fi, să zicem, da, să vină echipele alea mari. Da. Sunt oameni cunoscători de handbal, eu mă refer la handbalul feminin, sunt oameni care chiar iubesc această echipă, știu cu ce ne confruntăm și de aceea le mulțumesc încă o dată că înțeleg, au văzut de fiecare dată și le-am și explicat și știu despre ce e vorba, știu ce bani avem sau nu avem. Normal că își dorești și dâns și mai mult să fim, dar știu că la ora actuală nu putem mai mult, în primul rând datorită faptului că nu putem să aducem jucătoare sau să facem un lot de jucătoare care să ne permită, într-adevăr, cum cred că dâns și ar merita acei spectatori care, într-adevăr, ați văzut la fiecare meci, cum ați făcut și dumneavoastră observația, la un meci cu ultima clasată a venit numărată de mare. Cred că au fost 300 de, dacă nu mai, da, bine, 300 bine de tinși, da, dacă nu chiar 400, cât la un meeting așa, că tot zilele astea, cam câți au fost în piața Dacia, au fost și nu faceți, la... Să nu spuneți că au venit de acolo aici. Păi nu, că s-a jucat prea devreme, s-a jucat la 12, aia care fuseseră la meeting sâmbătă, cred că nu erau treziți, da, că a fost frig. Ia, tribuna întâi plină, plină, se ridica lumea în picioare. Da, cred că ar, dacă ar fi așa să vină CSM București la Buzău, cred că ar geme sala asta. Ar fi. Noi am putea face o chestie. Bine, CSM București, campioana Europei, are o chestie. Programul e foarte încărcat. Una dintre jucătoare, Alina Iordache, știți că a fost jucătoarea noastră, de la noi a plecat, e și meritul nostru, a antrenorilor. Aici a explodat. Aici a explodat. A venit ca jucătoare. Și medie, chiar vorbeam să facem o dată, să încercăm un meci amical. Programul dânșilor e foarte încărcat, dar eu vă spun și ca meci amical noi nu avem acum, că puteam totuși forțăm măcar cu echipa de rezerve să vină, dar v-am spus, programul e foarte încărcat. Vreau să vă spun că la acel meci, dacă e, deci, amical fiind, eu spun că sala ar fi fost așa plină. Mai ales, eu zic așa că, adică mă gândesc în contextul în care, iată, Gloria s-a desființat. Sau din păcate, da, din păcate. E un, și un vid așa de sport în oraș. Deci, mă gândesc că lumea ar veni. Ce să mai întindem? De CSM București, că tot am vorbit, ce părere aveți? Poate să repete anul ăsta performanța? Foarte greu, eu închei, domnul Ilie vă spune mai mult tehnic. Domnul Ilie, că e părerea mea așa. Este, da, părerea mea că nu va putea reuși. Foarte greu, de fapt, să repeți performanța extraordinară pe care a avut-o. Va fi foarte greu anul acesta și mai ales că văd că au adus vreo 2-3 jucătoare și încă nu s-au integrat în lotul. Dar cum e și la fotbal, că nu este nicio echipă n-a câștigat Champions League la fotbal de două ori în istoria, da, Champions League. În Cupa Campionilor parcă a câștigat Milanul de două ori la rând, dar la noi cum mi se pare jocul CSM? Că mai acum este câteva pic, zile au este un meci. Pic în scădere, momentan. Mai e timp până la Final Four, dacă ajung acolo, să-și intre în formă. Numai să nu fie prea târziu. Știți că ei sunt într-un deficit de puncte acum și le trebuie victorie, trebuie să meargă din victorie în victorie. Dar oricum o să fie foarte greu pentru că celelalte echipe sunt avizate și și-au măsuri, atât pe plan sportiv cât și extrasportiv. Și e problemă. Da, am auzit, de ce vă întreb, pentru că am auzit cu prieteni, colegi, amici din București, bucureșteni, s-a dea, care și-a mai spus-o, nu erau mulțumiți așa de CSM București, amatori de, se duc pe la diferite echipe și nu erau mulțumiți. Uite, că n-avem și noi români. Da, adică... bine, asta e lege, dar până vor crește, avem într-adevăr o generație foarte talentată și de mare perspectivă. Dacă li se vor da credit la cele de la tineret, așa, au fost campioane mondiale, adică da, jucătoare de jucătoare. Dacă li se vor da credit și vor juca titulare la echipele la care sunt, sigur vor progresa. Numai că vedeți cum este. Cine are banul, aduce repede jucătoare experimentate și cu care pot să dea randament maxim și în detrimentul jucătorilor locale. Bine, cea mai mare problemă și care toată lumea e deranjată e faptul că avem o super jucătoare acolo, Bazaliu, la CSM, care nu joacă nici atunci când în campionatul intern, mă refer și la extern, dacă, când conduci cu 10 goluri,
Nu bați pe ea 10, păi, 10, 10, 10, 10, nu vă să dă. Nu dau. Nu. Vine pe 7 milioane la Buzău. Nu, 3.000 de euro are în plus salariul. Da. Dumneavoastră a spus ceva foarte interesant și nu trebuie să trecut peste. A spus că mulți sau unii sunt supărați că nu au jucătoare sau mai multe jucătoare. Nu sunt ce supărați, dar nu, 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 au dreptate. Hai să vă spun ceva, mai e o problemă. Toată lumea spune, domnule, și am auzit-o și prin Buzău de multe ori, domnule, nu mai trebuie, domnule, să aducem tot numai local. Domnule, sunt două lucruri diferite aici. Dacă vrem să facem numai local, putem să facem Dacia de ce vreți. Până pe locul 3, putem, deci, noi aducem numai jucătoare de unde vreți dumneavoastră, Buzău, și până pe locul, dar nu de locul 3, până pe locul 4, 5, acolo stăm. Domnule, dar uitați-vă și dumneavoastră la oricare echipă care face performanță, la nivel înalt, oriunde. Nu poate trăi numai din jucătoare locale. Orașe mari, orașe, da, cu tradiție. Deci cu tradiție, nu se poate, care, asta e legea. Care, nici iarul, o dăm în fotbal, nici Barcelona, care e cea mai bună, exact, academie la ora actuală, are la Masia, care produce fotbal și pe bandă rulantă, nu poate asigura un lot numai din catalani. Știu și că chiar e un buzăian mutat în Barcelona, cum zic, da, ei. Da. Sunt și catalanii, vociferează și fac observații că ar trebui să fie mai mulți jucători, că iată ce avea. Așa e normal, dar nu se poate. Închei să-mi spuneți, vă rog frumos, și părerea. Eu am fost așa impresionat de rezultatele echipei masculine de handbal naționale. Un reviliment așa în grupă, într-o grupă super grea. Probabil că și venirea antrenorului, adică a schimbat mentalitatea jucătorilor, dar asta să vedem dacă ține, înțelegeți, să nu fie o perioadă doar de acel șoc de conjunctural, înțelegeți? Cu Iugos, cu Serbia... Da, cu Belarus, cu Polonia. Totul depinde de calificare. În rest, că am bătut o echipă sau nu, nu e nicio problemă. Eu chiar mă bucur pentru toate echipele, dar vedeți, uitați, echipa feminină, poate nu sunt subiectiv, dar echipa feminină mereu e prezentă la campionat, mereu cochetează cu primul. Deci echipa masculină, care ne mândream acum câțiva ani, 10 ani, a ieșit de 4 ori campion mondial, a fost campion mondial, nu mai scoate capul. Ar fi momentul, dar v-am spus, până nu se pleacă de la copii sau de la junior să crească, părerea mea că poate veni oricine, nu poate schimba. Dacă vorbim de junior, când vedem și prima junioară de la Buzău, cam peste câți ani? Anul ăsta, 2, și anul viitor, 2. Deci, în curând, iată, 4 juniore din propria pepinieră la HM Buzău. Anul ăsta ne referim din vară, că n-au avut drept de joc până n-au avut 16. E cu drept de joc? Care e vârsta minimă? 16 ani. Deci Gicu Dobrin, dacă trăia, n-avea dreptul să joace. Era debutat la 14 ani. Da, la fotbal se mai debutează și pe la 14 ani. Sau se debuta prin anii 70-60. Acum ne cocolășim așa copiii și le spunem că sunt tineri. La 24 de ani încă tânăr. Lasă-l că are timp să se aici punem punct emisiunii Sport Club. Mulțumesc mult, Ilie Romeo, mulțumesc domnul Miloș. Mulțumesc și noi pentru invitație. Și baftă la Iași. Avem încă o dată cu CNOT Iași, parcă așa se numește. Și imediat după cu acasă cu Farul. Neptun Constanța. Da, Farul le zicem la toate. Acela va fi iar un derby, vă spun. Da, acum va fi foarte echipă bună. Știu că e rivalitate mare așa. Între Buzău și Constanța, chiar dacă odată erau așa, era o relație de prietenie până cu 2 ani. Acum asta cam, nu știu. S-au mai schimbat conducerile. S-au mai schimbat conducerile. Asta e schimbarea stăpânului, bucuria nebunilor. Aici punem punct Sport Club. În câteva minuțele, colega Mac Leonescu cu Daniel Buzoianului. Noi ne auzim și ne vedem tocmai săptămâna viitoare.